Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Skywars Suntem de data asta aici pe iPixel ca de obicei Și v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri fraților dacă vreți în continuare episoade să strângem cât mai multe Și nu uitați să apăsați pe clopoțelul ăla frate dacă vreți să vedeți fiecare episod pe care îl postez fix în momentul în care îl postez E chiar foarte foarte tare funcția asta Oh my god tipul ăsta m-a aici ești nebun Bă, tu vrei să o omori pe Harley Quinn? Și avem numele în joc dacă vă întrebați Harley Quinn 1, 2, 3. Pentru că de ce nu? Și pentru că e un nume destul de bun și pentru că Harley Quinn normal era luat. Da, mă rog, asta nu contează. Hai să punem un enchant și pe casca asta, Protection One. Vine tipul ăsta aici oare? Sau nu vrea să vină? Probabil o să vrea să vină. Bă, și cum o a ajuns tipul celălalt aici? Chiar n-am idee, sincer să fiu. Probabil avea Ender Pearl sau ceva. Sincer nu-mi dau seama cum o reușit să ajung Având în vedere că nu-i niciun fel de drum construit Dar, mă rog Hai să luăm niște stone Să mergem pe insula tipului ăsta Pentru că vreau să-l bat neapărat Pleacă-mă de aici Lasă-mă să te bat Ok și vreau neapărat să câștig meciul ăsta Nu știu Simt eu nevoia să-l câștig Mă rog dacă-l pierdem nu e o problemă prea mare Pentru că o să câștigăm altul Dar nu știu îmi doresc eu foarte foarte mult Ok nu mă judecați Hai, să mergem în mijloc, deși nu e cea mai bună idee probabil, dar hai totuși să ajungem acolo. OK, hai că am ajuns. Avem chestii decente, dar unul cu full diamond s-ar putea să fie o problemă pentru noi, deci sper să nu dau față în față cu cineva cu full diamond. O să dau față în mă uh, mamă, tipul s-a deconectat sau pur și simplu mai avea foarte puțină viață. Bă, sincer nu-mi dau seama, dar eu sunt fericit că a ieșit sincer, pentru că în momentul de față pot să-mi văd de treaba mea și nu mai am niciun fel de concurență serioasă. Bă, da, chesturile le-a luat cineva? Ia, sunt chiar curios. Bă, le-a luat aparent, dar tipul ăsta care era aici în mijloc nu avea nimic super, super OP să zici că ar fi luat el ceva chest sau ceva de genul ăsta. Deci trebuie să avem mare grijă la ceea ce facem în momentul de față pentru că e serioasă treaba. E chiar super serioasă aparent. Mamă! Chestul ăsta aparent nu l-a luat nimeni și avea o cască super, super ok. O să iau și asta pentru că nu vreau să o ia altcineva, nu de alta. Iau și asta pentru că o să ne fie de folos. Punem un schelet, să avem scheletul nostru. Și aparent mai e doar un singur player în viață pe care nu știu exact dacă o să-l găsesc prea curând. Sper să nu se ascundă, frate, deci chiar nu vă motivul pentru care te ascunde pe Skywars. Adică oricum e un minigame care durează super puțin. Și arăt super ciudat de sus. Oare ar trebui să mut camera din nou jos? O să vedem cum o să facem. Momentan nu prea am starea necesară să stau, să văd cum e mai bine, știi? Adică durează destul de mult chestiile astea. Voi și văd că ultimul player nici măcar nu s-a mișcat. Și totuși a reușit să rămână în viață până aici. Bă, acum trebuie să mă duc eu după el. Dacă e o capcană, dacă asta încerca să facă și o să mă omoare. Posibil, să sperăm că nu, mă rog, nu e cazul, având în vedere că nu s-a mișcat deloc nici acum, totul e ok, victory. Hai să mai jucăm un meci, o să jucăm mai multe meciuri. Băi, e mișto să ai numele Harley Quinn pe un joc. Hai, my name is Harley Quinn. Să vedem dacă mă crede cineva. Nu știu dacă sunt unii atât de proști, într-un fel proști, mă rog. Trebuie să fii prost să crezi că cineva e Harley Quinn, mai ales că e un personaj. Da, na, cine știe. Poate sunt unii care o să ne creadă. Hai să ne punem niște enchanturi. Nu prea avem iteme bune deloc, deci probabil o să fac rush în mijloc. Chiar dacă știu că nu e cea mai bună idee. Și poți să faci chestii mult mai bune de atât. Hı, mamă! Bă, nu, nu! Mamă, dacă reușeam să ajung în mijloc, era perfect. Deci pe bune, chiar era perfect dacă reușeam. Dar aparent n-am reușit, deci trebuie să jucăm în continuare până o să reușim. Ok, frate, deci nu suport căldura asta, deci abia a început ca lumea vara și efectiv deja mor de cald rău de tot. Mă gândesc ce o să fac prin iunie, de fapt nu iunie, iulie, suntem deja în iunie. Uneori când filmezi și te concentrezi și la joc și vorbești în același timp, ajungi să zici o grămadă de lucruri stupide pe care pur și simplu nu le conștientizezi pe moment, știi? Adică poate o să zic că unii maxi și prost, cum să zici iunie când noi suntem în momentul de față în 24 iunie se întâmplă credeți-mă, încercați să filmați un episod în care vorbiți în continuu și o să ziceți de multe ori chestii stupide pentru că na, așa se mai întâmplă având în vedere că vorbești în continuu trebuie să ai mereu ceva de zis și na mamă, bă frate, dar nu-mi dă nimic ca lumea aici nebun îmi dă doar chestii nașpa și nu-mi prea plac chestiile nașpa mie am nevoie de ceva bun, uită-te și tu Bă, o să ne folosim de undița asta, să-l aruncăm pe tipul ăsta afară din hartă și aparent metoda asta funcționează mai bine decât m-aș fi așteptat că o să funcționeze. Mamă, cât de bun e larg. Mamă, dar cât knockback are, mă. Uite-te și tu cât îl zbor pe tipul ăsta. Mă rog, n-aveam niciun fel de șansă, n-aveam chestplate, așa că am renunțat, dar am zis totuși hai să încerc să mă bat cu undița. De ce nu? Deci am câștigat un meci până acum, am pierdut două meciuri, doar că le-am pierdut în metode foarte banale. Jucăm în continuare și să sperăm că o să fie bine. Și dacă vă întrebați de ce mă uit în partea stângă, pentru că acolo am monitorul. Al doilea monitor și bă frate, trebuie să-mi cumpăr un nou monitor. Nu știu când o să-mi cumpăr, dar efectiv n-am monitor de 144 de Hz. Și toată lumea îmi zice, cumpărăți unul că e mult mai bun decât unul normal de 60 de Hz. Și chiar e mult mai bun, mai ales la unele jocuri, gente avantajează foarte, foarte mult, dar am tot amânat și am tot cumpărat alte chestii și n-am apucat să cumpăr un monitor. Trebuie. E pe lista mea de lucruri pe care trebuie să le cumpăr și vreau să-mi cumpăr și o cameră pentru vlog, nouă. Trebuie să-mi cumpăr atâtea chestii, frate, și nu știu când o să-le cumpăr pe toate, dar o să-le cumpăr eu la un moment dat. Nu e o problemă atât de mare. Mă rog, de fapt eu o problemă, dar nu sunt chestii de care am nevoie neapărat asta, știi? Adică... Mamă... Uh, bă, a venit tipul ăla la clean -up, frate. Mă enervează rău de tot când se întâmplă chestii genul ăsta. Foarte rău. Da, mă rog. Și nu știu, chiar arată atât de ciudat camera din punctul ăsta? Gen să mă vedeți așa mai de sus? Oare ar trebui să mă dau eu mai sus? Ideea e că în momentul în care mi-am luat scaunul ăsta un scaun nou pe care o să-l vedeți într-un clip foarte curând, probabil mâine sau azi apare, poate a apărut deja, n-am nici cea mai mică idee, sincer să fiu, pentru că eu în general filmez mai multe clipuri sau am clipuri filmate de mai mult și le postez în momentul în care vine ziua să postez clipul respectiv, știi? Bă frate, nu mai vreau să se întâmple asta, aparent toată lumea o urăște pe Harley Quinn, nu știu de ce, dar... Toți o vor moartă, frate, aici pe Minecraft. Continuăm, niciun fel de problemă. E mișto că poți să te uiți, să vezi cu cine o să te bazi, dar doar așa la început, știi? După aia sunteți despărțiți fiecare pe o insulă. Nu știu, mie Skyward ul în continuare, mi se pare unul dintre cele mai bune minigame-uri. Chiar dacă la un moment dat a devenit destul de plictisitor, zic eu că deja, nu știu, având în vedere că n-am jucat atâta timp, mie deja îmi place iar ca la început. Dar probabil nu o să mai țină hype-ul ăsta atât de mult timp, așa că profităm de el. Bă, nu prea am dă chestii bune, frate. Noroc cu arcul ăsta. Dacă nu le aveam nici pe el, era chiar nașpa rău de tot. Ok, șarnez. Noroc că mi-a dat șarnez și nu ceva mult mai rău. Foarte nașpa. Hai să băgăm un un enchant pe asta. Am... Bă, frate, foarte nașpa înceanturile. Super, super nașpa. Da, mă rog, ideea e că trebuie să ne folosim mult de arc. Dacă vrem o șansă reală să câștigăm. Și mapa asta seamănă cu altă hartă, sincer să fiu. Doar că efectiv sunt alte blocuri folosite Nu știu dacă vi se pare, mie mi se pare puțin mai ales cu scările astea aici Nu știu dacă știți despre ce artă vorbesc Dar în cazul în care jucați foarte mult Skywars probabil știți Probabil, acum nu știu ce să zic Încercăm să-l batem pe tipul ăla din săgeți Am reușit aparent Nu știu nici eu cum Dar vreau să fac aici un clean up Dacă se poate Sau Oh my nu, 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 tipul ăla e full diamond, frate Și vine după mine și dă cu arcul în mine și nu, 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 sunt foarte mulți playeri pe aici Nu știu de ce l ba pe tipul ăsta, nu știu cu ce o greșit el sau ceva, dar aparent karma o să mă moare și pe mine Nu, fugi Max, fugi, trebuie să fug foarte mult aici dacă vreau să scap în viață Ok, boost-ul ăla a fost chiar util, mersi frumos de boost, frate, dă cu ouă tipul ăsta nu știu dacă vă vine să credeți, dar fix cu ouă s o decis el să dea în mine. Pleacă mă de aici. Fii ce-ți fac, fii atent ce-ți fac. Fii atent că te bat din săgeți. Nu o să te bat din săgeți, dar aproape te-am bătut din sabie. Deși aveam chestii mult mai proaste decât el, mă rog, nu eram aproape, avea patru inimi jumate, dar putem zice că eram cât de cât aproape. Băi și trebuie să jucăm mai mult Minecraft, deci chiar vreau să mă antrenez așa, să fiu bun din nou cum eram înainte. Nu e atât de greu, în general skill-ul nu prea l pierzi, dar totuși ai nevoie de câteva zile de antrenament ca să ai skill-ul ăla la PvP, știi? Să apeși repede pe click cum apăsai înainte, să nu apese la înaintea ta. Chiar trebuie. Și zilele astea o să joc destul de mult, pentru că e vară și am destul de mult timp liber așa că nu fac niciun fel de problemă și filmez cu geamul deschis pentru că dacă nu am geamul deschis e foarte oribil și se aud ceva pisici afară frate, deci se aud pisici afară foarte des și sunt foarte scary, adică iubesc pisicile, dar când vezi că fac, nu cred așa ceva, chiar nu cred așa ceva. Mă rog, voiam să zic că atunci când vezi că niște pisicuțe micuțe și drăguțe, sau mă rog, poate nu sunt atât de micuțe unele dintre ele, fac zgomote de genul ăla, parcă ți-e frică puțin, dar până la urmă și noi oamenii, frate, când urlăm sau când suntem nervoși și facem niște zgomote în alea ciudate, probabil animalele se sperie de noi. Bă, ar fi ciudat să vedem ce gândesc ele, mai ales în momentele astea, chiar ar fi super, super interesant. Nu știu, mie mi-ar plăcea, acum nu știu dacă vă vi s-ar părea o chestie atât de interesantă, dar probabil asta ar fi una dintre chestiile pe care aș vrea să le încerc eu un în viață, deși nu știu dacă e posibil să vezi ce gândește animalul, dar poate cine știe o să fie, sau poate e deja și nu m-am informat eu, habar n-am. Bă, nu-mi place deloc harta asta, deci e una dintre hărțile pe care o urăsc foarte, foarte mult. Uită-te și tu cum l-am aruncat pe tipul ăla afară din hartă, deci efectiv, dacă vrei să te duci undeva în mijloc sau așa, trebuie să riști foarte mult. Pentru că uite-te și tu cum e harta. Mamă, și acum să vină unul să mă arunce. Să sperăm că nu o să fie cazul Uită-l pe tipul ăsta aici Chiar vrea să se bată cu mine, deși nu are chestplate Nu știu de ce ar face așa ceva Adică e logic că nu prea are șanse Dar, mă rog Uită-l pe tipul ăsta Tipul ăsta pare destul de OP Dar nu suficient de OP încât să ne distrugă pe noi Pleacă, frate, afară Ok, e bine că am luat chestile Și uite, avea o poțiune super, super ok Punem și ăsta Avea 13 golden apple-uri, frate Nu știu exact... De fapt, găsești golden apple-uri în chesturi, nu? În chesturile din mijloc. Mamă, da, găsești. Uită că mi-a răspuns la întrebare, frate. M-am întrebat ceva și în secunda următoare am găsit ceva ce-mi trebuia mie. Ești nebun? Bă, o grămadă de chestii bune pe aici, aparent. N-a fost nimeni. Mamă, ești nebun? Chestplate cu Protection 4? Hai să-l folosim, îl aruncăm ăla, nici n-avem nevoie de el. Buți super OP, pe Ender Pearl-ului. O grămadă de chestii super, super bune în momentul de față sunt mega, mega OP. Chiar nu pot să mă plâng sau ceva. Și aici jos mai sunt două chesturi, deci hai să vedem dacă mai e ceva în chestul ăsta. Cine știe, ok, nu e nimic, doar niște lavă. De cât niște lavă, doar niște lavă, nu? Cred că așa e corect. Mă jur că știam chestia asta. Mă rog, cred că e doar niște lavă. De cât îl folosești doar la negații. Negații? Mamă, parcă totul sună atât de ciudat. Nu știu de ce, chiar n-am idee de ce. Mă rog, când o propoziție e negativă, poți să folosești decât. Gen, nu ești mai bun decât mine, știi? Am impresia că așa e, nu mă judecați, nu sunt profesor de limba română, dar sper să nu mă înșel, că ar fi destul de nașpa dacă m-aș înșela și ar lăsa 3000 de oameni în comentarii în care mi-ar spune că Max, ai greșit, nu e așa. Și ar fi oribil. Bă, unde ultimul player, frate? Chiar vreau să-l găsesc. Am Ender Pearl, deci nu o să fie o chestie atât de grea să-l omor. Dar ce nașpa e că pe harta asta, frate, poți să mori în orice secundă. Ești nebun? Gen, chiar poți să mori în orice secundă. Dacă îți dă unul o săgeată când ești pe chestia aia, ești mort. Bă, unde e ultimul? Nu-mi zice că și ăsta e. Oh, nu, uită-l. Mamă, uită-l aici, pe fratele meu care vrea să ne jucăm. Hai să dau un Golden Apple ca aparent nu prea merge treaba. Și e destul de nașpa pentru că uite în momentul de față ne-am arc. Și ca să îl bat pe tipul asta nu, 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 nu o să te las să mă arunci afară din harta, asta e clar. O să te arunc eu pe tine afară din harta. E bine că avem armură mega OP. Și tipul ăsta, chiar dacă mi-a prins o grămadă de hituri, nu mi-a scăzut aproape deloc. Oricum, fraților, cam adică cu acest episod de Skywars. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai facem în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like și să-mi spuneți asta eventual într-un comentariu. Eu am fost Max, am fost Harley Quinn în acest episod și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!